Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria Jamilei. Vă voi învăța astăzi cum să faceți maioneză și am pentru voi două variante foarte ușor de realizat. Pentru prima variantă de maioneză vom avea nevoie de două gălbenușuri fierte, un gălbenuș crud, zeama de la o lămâie, ulei, o lingură de muștar, sare și piper. Voi începe cu rețeta clasică de maioneză. În primul rând, voi zdrobi gălbenușurile fierte. Voi adăuga gălbenușul crud și cu ajutorul unui tel voi începe să amestec pentru a omogeniza bine cele două tipuri de gălbenuș. Pentru moment nu pun ulei, doar amestec foarte bine ambele gălbenușuri, și cel fiert și cel crud, pentru a avea o pastă cât mai omogenă. Voi începe acum să pun din ulei, câte puțin, la început, pentru a nu tăia maioneza. Voi continua să pun din ulei, voi scutura telul pentru că, vedeți, se adună maioneza înăuntru. Dar veți scăpa de această problemă când maioneza va crește în volum. După cum vedeți, am obținut o maioneză foarte, foarte groasă. Am să pun acum și puțin din zeama de lămâie. Nu mult, decât puțin deocamdată. Omogenizez zeama de lămâie. Am să pun acum și muștarul, pentru că acesta dă aromă și mai ia și din grăsimea aceasta maioneze, pentru că maioneza este un pic grea. Muștarul ajută foarte mult pentru că dă un gust un pic acrișor și o consistență mai bună maionezei. Voi continua să pun ulei. Bineînțeles că puneți cât ulei vă trebuie pentru a obține cantitatea dorită de maioneză. Eu am aici 250 ml de ulei. Nu are nicio importanță dacă amestecați în ambele sensuri. După cum vedeți, eu amestec acum în ambele sensuri. Nu se va tăia maioneza din cauza asta. Este doar o superstiție. Important este să aveți ingredientele la temperatura camerei. Uleiul, zeama de lămâie și ouăle. Și puteți amesteca în ce sens vreți. Maioneza va ieși oricum. Am să continui acum să pun ulei până când voi obține cantitatea dorită. Pentru că deja am obținut o cantitate destul de mare de maioneză, putem mări porția de ulei pe care o punem. Deja nu se va mai tăia dacă punem puțin mai mult ulei decât de obicei. După cum vedeți, am obținut o maioneză frumoasă și groasă. Eu am obținut aici cantitatea dorită. Voi pune acum sare, pentru că trebuie să dăm și puțin gust. Puțin piper. Dacă nu vreți să se vadă piperul, puteți pune și piper alb. O să amestec. Voi mai pune zeamă de lămâie pentru a o subția. Tot așa este la latitudinea voastră câtă zeamă de lămâie să puneți, pentru a obține consistența dorită. Bineînțeles că în acest stadiu o gustați și vedeți dacă mai aveți nevoie de puțină zeamă de lămâie sau de puțină sare. După cum vedeți, este groasă. Este foarte gustoasă, nu se compară cu cea din comerț pentru nimic în lume. S-a făcut foarte, foarte frumoasă, este lucioasă. Și cam aceasta este maioneza făcută în stil clasic, cu ajutorul telului.
După cum ați văzut, nu este deloc complicată, trebuie doar să aveți ingredientele la temperatura camerei, să puneți la început ulei puțin cât de puțin, măriți cantitatea de ulei cu cât crește cantitatea de maioneză și veți obține de fiecare dată o maioneză foarte frumoasă, foarte tare și extrem de gustoasă. Urmează acum să vă arăt și a doua variantă de a pregăti maioneză, mult mai simplă și mult mai rapidă. Pentru a doua variantă de maioneză vom avea nevoie de 2 ouă, zeamă de lămâie, ulei, sare, o lingură de muștar și piper. Vom începe acum a doua rețetă de maioneză. Această rețetă este mult mai ușoară decât prima și se face foarte repede. Vom avea nevoie în primul rând de un mixer vertical și de un bol îngust și înalt, un bol cu baza foarte mică. În acest vas voi pune ouăle, ouăle întregi de data asta. Peste ouă voi pune sare, puțin piper, să pun și muștarul, puțină zeamă de lămâie. Acum voi pune ulei, cam de 2-3 ori volumul pe care l-au ouăle. Chiar dacă este puțin ciudat pentru că am pus ouăle întregi și uleiul peste, nu vă faceți griji pentru că această rețetă chiar merge. Voi lua mixerul, am să-l introduc în bol, până la fundul bolului și voi începe să mixez de jos în sus, fără a mă întoarce la baza bolului, pentru a omogeniza tot uleiul, până când maioneza devine consistentă. Am să încep ușor. Și uitați, am obținut tot o maioneză frumoasă. Este puțin mai albă ca cea clasică, pentru că am folosit și albușurile. Este o maioneză și puțin mai moale, dar este foarte bună, consistentă. După cum vedeți, nu s-a separat deloc. Este o maioneză care se face foarte ușor și care este la fel de gustoasă ca și prima. Așa arată maioneza făcută de mine astăzi. Se face foarte ușor, este rapidă, iar rezultatul este mult mai bun decât ceea ce găsim în comerț. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit, vă doresc poftă bună și pentru mai multe rețete, vă invit să accesați linkurile afișate pe ecran. La revedere!